și e ferice de cel ce are urechi de auzit. Ca să înțeleagă vremea pe care o parcurge și să cunoască ce are de făcut. Pe înălțimi idolești, în dosul paravanelor minciuni, în cazane uriașe se fac fierturi de ierburi otrăvite. Și, vai, mulți ajung victime, acceptând să bea din licoarea străinului, din otrava fierturii diavolești. Și peste mintea lor coboară norghe negură cețoasă, care accentuează confuzia și care debusolează atât de mult pe cel ce acceptă compromisul lucrării străine, îl debusolează până acolo încât nu mai știe încotro să o apuce și care-i drumul ascultării. Și vai, multe victime vor fi numărate prin lucrarea străinului care ia amploare. Cine are urechi de auzit să audă. Dar pentru cel sincer, zice Domnul, care prețuiește odăița în vremea asta și care mă cheamă cu buze neprefăcute, viu sunt și viu voi rămâne, zice Domnul. Am să cobor peste coapsele minții lui în cercuire de lumină. Protecție divină peste duhul minții, ca toate gândurile să-i fie păstrate în ocrotirea păcii. Și peste un astfel de cerc de lumină nu poate coborâ norul cețos al negurii diavolești. Și cel încercuit cu încercuirea de lumină nu acceptă compromisul și nu bia din licoarea diavolească, ci își păstrează alinierea pașilor pe drumul ascultării. Și eu, zice Domnul, am să-i port de grijă și în lucruri mari și în lucruri mici, am să-i binecuvântez înaintarea și am să întind ocrotirea mea pentru un astfel de fiu al ascultării. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, care vedeți lucrurile ce se desfășoară înaintea ochilor de carne și care puteți pricepe că-i vremea alegerii în care fiecare se alege după ceea ce acceptă și după ceea ce primește? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Fiți oamenii ai odăițe. Amin. Și chemați-mă să fac lumină și să las o crotire, zice Domnul. Aleluia! Vine ție, Doamne! Glorie numelui Tău!